Rămânem la cel mai important subiect al ultimelor câteva zile. Nu putem trece cu vederea faptul că doi oameni au murit. Mă refer aici la pilotul cu multă experiență, multe ore de zbor, 16.000 de ore de zbor, Adrian Iovan, dar și la tânăra domnișoară rezident de la, mă rog, Spitalul Militar, care și-au pierdut viața în urma tragediei aviatice din Munții Apuseni. Alte 5 persoane, între care 4 medici respectați și iubiți, sunt răniți, dar nu foarte grav. Unul dintre medici deja pe proprie răspundere a cerut externarea, dar mai sunt, repet, în spitalul din Cluj 3 medici plus copilotul. După toate astea, probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți, vă simțiți frustrați, sunteți nervoși, sunteți supărați că oamenii aceia au îndurat un frig înfiorător și au îndurat poate mai mult decât orice prostia celor care sunt în funcții de conducere și care conduc instituții care ar trebui să gestioneze aceste situații de criză. Și au făcut-o așa cum ați văzut și dumneavoastră. Se pare că pilotul Adrian Iovan și tânăra domnișoară medic rezident au murit în primul rând din cauza frigului. Când a fost găsită Aura, cum o chema, pe această fată frumoasă și tânără și care nu vroia decât să ajungă să salveze vieți, se pare că avea doar 18 grade, corpul său atâta grade avea. Atât de frig a fost și, după cum probabil ați aflat, a murit cu lacrimile înghețate pe față din cauza frigului. Ei, acum probabil că v-ați fi dorit să auziți și că cineva va plăti pentru această prostie crasă și pentru faptul că niște oameni au murit. Da? Și pentru situația în sine, care este înfiorătoare într-o Românie cu pretenții de țară europeană. Și iată ce avem noi, ca și comunicat de la, mă rog, de la Palatul Victoria. Premierul Victor Ponta a cerut ca secretarul de stat în Ministerul de Interne, Constantin Chiper, să fie demis. Deci a cerut demisia. Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Ion Burlui, a demisionat de bunăvoie. Directorul General Romața, Aleodor Frâncu,